Bună dimineața, stimați colegi! De mai bine de 24 de ore, majoritatea țării a nins și a viscolit, generând unele dificultăți, în special în ceea ce privește traficul rutier. Încă de vineri, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost luate măsuri pregătitoare, atât în plan organizatorii, cât și al intervenției pentru limitarea efectelor fenomenelor meteo, și acest lucru s-a văzut. Nu am înregistrat persoane izolate din cauza zăpezilor sau persoane dispărute și nici nu au fost în situația de a închide drumuri naționale sau drumuri județene. Am convocat această videoconferință pentru că astăzi este important să ne mobilizăm foarte bine pentru dezăpezire. În condițiile în care, de la noapte, va urma un alt val de nisori și viscol puternic. Fiind emisă de curând o avertizare de cod portocaliu pentru județele Buzău, Brăila, Galați, Vrancea, Bacău, Vaslui, Prahova, Dâmbovița, Ialomița și Argeș. Așadar, prima recomandare pe care o avem de transmis populației din zona de sud a țării, respectiv Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, este de a evita circulația în această noapte. În situațiile absolut necesare, recomandări conducătorului auto care pleacă la drum să aibă carburant suficient, să aibă o rezervă de hrană, de apă, pentru că există riscul apariției unor blocaje în trafic cauzată datorită viscolului puternic. Astăzi dimineață, stimați colegi, domnilor prefecți, am vorbit cu fiecare dintre dumneavoastră, nu sunt probleme deosebite. Rog pe domnul Sandu, directorul ANM, să ne spună prognoza pentru această noapte, dar și pentru zilele următoare. Vă rog. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Înainte de a comenta avertizarea emisă, aș face două precizări. Una, în cursul zilei de astăzi chiar, în județul Mehedinți, în partea de vest, vor fi intensificări mari de vânt. Chiar dacă este în afara intervalului, Administrația Națională de Meteorologie va emite pe perioade scurte avertizări. După încetarea avertizării, marți, mâine noapte, luni noaptea, luni seara, va continua să bată vântul și marți și noaptea de luni spre marți, dar cantitățile de precipitații vor fi în diminuare. Și chiar dacă nu va mai fi prelungită la nivel național, vor fi avertizări pentru intensificări de vânt. Acum, în legătură cu avertizarea emisă, începând din această seară până mâine seară, intensitatea maximă a viscolului va fi după ora 2 la noapte până după ora 12 ziua. Nu excludem posibilitatea ca în timpul maximului viscolului, ca și anii trecuți, ca să nu mai lăsăm loc la interpretări în presă. E posibil, dacă se depășesc 90 de km pe oră, Administrația Națională de Meteorologie să emită cod roșu din informațiile de care dispunem, cu probabilitate mare în zonele Buzău, nordul județului Ialomița, Făurei, Brăila, Râmnicu Sărat, sudul județului Vrancea. Cam acea e zona în care ne așteptăm ca intensitatea vântului să fie atât de mare încât să se îndeplinească criteriile de emitere a codului roșu, repet, în intervalul 6 dimineață, 12 ziua. Dar nu putem preciza acum pentru că l-am emite de acum. Pe măsură ce evoluează situația sinoptică, Administrația Națională de Meteorologie va veni cu actualizările. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule director general. Stimați colegi, având în vedere aceste noi informații, vreau ca în orele următoare să facem un demers constant de informare a cetățenilor referitor la condițiile de trafic pe principalele artere rutiere. Atât prefecților, cât și polițiștilor le cer ca prin intermediul primăriilor să acționeze și să atenționeze proprietarii pensiunilor și ai spațiilor de cazare turistică din zonele montane asupra condițiilor meteo. Aceste informații trebuie să ajungă la turiști,
astfel încât aceștia să opteze în cunoștință de cauză atunci când vor pleca la drumul de întoarcere spre casă. Domnule inspector General Tobă, vă cer ca Poliția Română să fie prezentă în trafic pentru a fluidiza circulația. Aveți în vedere inclusiv drumurile adiacente care fac legătura cu stațiunile montane pentru a nu avea oameni blocați sau rămași izolați în aceste zone. Dacă din cauza condițiilor meteo va trebui să închidem anumite segmente de drumuri, vă cer să aplicați această măsură fără nicio reținere, dar, bineînțeles, să informați pe conducătorii auto. Vă rog, domnul Tobă. Am onoarea, domnule viceprim-ministru, vă raportez că am suplimentat numărul de polițiști care acționează zilnic până la aproximativ 14.000 de polițiști. Prin centrul infotrafic al Poliției Române am informat permanent cetățenii și conducătorii auto cu privire la condițiile de trafic și zonele în care am avut probleme din cauza fenomenelor meteo care au făcut obiectul codului galben. Vă raportez că pe perioada de Crăciun nu am înregistrat evenimente deosebite la nivel național și în această perioadă am ținut permanent legătura cu autoritățile publice locale, cu administratorii drumurilor, astfel încât să avem posibilitatea să intervenim eficient atunci când este cazul. Vă raportez că și în continuare suntem pregătiți și nu avem niciun fel de probleme. În regulă, mulțumesc. Vreau să fim foarte bineînțeleși. Această măsură este o măsură preventivă, provizorie, pe care o vom lua atunci când nu se poate circula în condiții de siguranță. În ceea ce privește autoritățile locale, primării, consilii județene, acestea trebuie să se mobilizeze în această noapte, să intervină pentru dezepezire cu toate utilajele pe care le au la dispoziție. Ministerul Transporturilor, cei de la CNADR, verificați modul de acțiune a firmelor care au contracte de dezepezire și monitorizați intervenția acestora pe autostrăzi și pe drumurile naționale. Domnilor prefecți, țineți legătura permanentă cu administratorii de drumuri. Împreună cu poliția, vă cer să fiți foarte fermi și să-i sancționați pe aceia care nu acționează așa cum se cuvine în orele următoare. Dacă nu ne mobilizăm astăzi, acum când nisorile scad în intensitate, există riscul ca valul de zăpezi de la noapte să se adauge cantităților deja existente, depuse și să îngreuneze acțiunea de dezăpezire. Așadar, acolo unde mai există strat de zăpadă, pe drumuri, interveniți în aceste ore cu toată forța și cu toate mijloacele și resursele pe care le aveți la dispoziție. Pentru intervențiile de la noapte și de mâine, cere sprijin din partea ISU, Jandarmeriei și Ministerului Apărării Naționale, care vă poate ajuta cu utilaje grele. Am vorbit cu domnul ministru Dușa în acest sens. În ceea ce privește situațiile de urgență, care pot apăra ca urmare a fenomenelor meteo, coordonarea intervențiilor punctuale este în responsabilitatea directă a șefilor inspectoratelor pentru situații de urgență. Pentru a fi foarte clar, inspectorii șefi ai ISU au o atribuție de coordonare unitară a tuturor componentelor și responsabilități în realizarea intervențiilor pentru situații de urgență. Toți comandanții inspectoratelor pentru situații de urgență, vreau să vă organizați resursele de la nivelul județelor și să aveți în vedere inclusiv capabilitățile care vă stau la dispoziție de la celelalte instituții ale statului. Așa cum ați fost informați în urma modificărilor pe care le-am făcut în ceea ce privește cadrul normativ de gestionare a situațiilor de urgență, rolul inspectorilor șefi de la ISU în cadrul comitetelor județene pentru situații de urgență este mult mai important și de aceea vreau să aveți și o coordonare mult mai bună a intervențiilor. În această perioadă, la nivel național, sunt mobilizați zilnic 4.900 de pompieri și avem și o rezervă de aproximativ 5.000 de forțe. Jandarmeria Română are în misiuni 6.700 de forțe zilnic, inclusiv 250 de jandarmi montani, iar Poliția Română acționează, așa cum a spus și domnul inspector General Tobă, cu aproape 14.000 de polițiști. Și pentru că suntem în sistem de videoconferință cu toată țara, vreau să le mulțumesc tuturor angajaților Ministerului Afacerilor Interne, care au fost la datorie și și-au făcut datoria foarte bine până în acest moment. În această perioadă au fost constatate 1076 de infracțiuni, dintre care 447 în flagrant. Pentru aceste fapte penale sunt cercetate peste 1200 de persoane,
mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut, când erau cercetate 1047 de persoane pentru comiterea 783 de infracțiuni. În sprijinul celor aflați la munte și în zonele montane turistice, Jandarmeria Română a desfășurat 245 de misiuni de sprijin sau salvare de persoane care au avut nevoie de ajutor. La nivelul întregii țări, în perioada sărbătorilor de Crăciun, au fost înregistrate 2528 de intervenții ale medicilor și paramedicilor SMURD și alte 160 de intervenții ale pompierilor, inspectoratelor pentru situații de urgență, la incendii și descarcere. De la reluarea activității aeromedicale cu elicopterele SMURD, au fost desfășurate 6 misiuni prin punctele de operare din București, Târgu Mureș, Craiova și Galați. Parcă chiar acum, domnul secretar de stat, vă rog să le expuneți. Deci, la acest moment sunt două misiuni în desfășurare, una chiar Târgu Mureș, o misiune primară pentru un copil aflat în stare de detresă respiratorie, în stare critică, și punctul aeromedical București, care s-a deplasat la Vidra pentru un alt copil care trebuie transportat în stare critică la București. Mulțumesc. Domnilor inspector șefi, vreau să rămânem în continuare mobilizați, să avem o reacție rapidă în situațiile de urgență. Pentru aceasta, la toate județele aflate sub atenționare meteo, rămân în continuare activate grupele operative ale inspectoratelor pentru situații de urgență. Începând de mâine, pentru că se anunță temperaturi foarte scăzute, vă cer să aveți grijă față de persoanele fără adăpost. Primarii trebuie să aibă în vedere asigurarea unor spații temporare de cazare pentru aceste persoane. Solicit polițiștilor, jandarmilor care se află în misiuni de patrulare, dar și serviciilor de ambulanță, să ia aceste persoane de pe străzi, astfel încât să evităm situațiile regretabile care pot surveni din cauza gerului. Atrag atenția asupra importanței menținerii în stare de funcționare a utilităților, apă, gaze, electricitate. Pentru orice întrerupere sau afectare a acestor utilități, solicitați rapid intervenția echipelor specializate. La nivel central, va exista o monitorizare permanentă a situației din teritoriu prin intermediul Centrului Național de Coordonare a Intervențiilor, care funcționează în regim permanent, 24 de ore din 24. Stimați colegi, urmează o perioadă în care trebuie să fim pregătiți și bine organizați. Începând de astăzi, veți raporta periodic situația din fiecare județ și modul în care decurg acțiunile de dezepezire. Situațiile de urgență care apar vor fi raportate de îndată Centrului de Coordonare de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Am dispus deja șefului Inspectorului General pentru Situații de Urgență să pregătească mijloace suplimentare de intervenție din județele care nu au probleme, ca să putem să avem constituite rezerve. Stimați colegi, atât eu cât și secretarii de stat suntem permanenți aici, ținem legătura și vă urez succes la treabă. Mulțumesc foarte mult!